este pentru Bilinski. Bilinski toarce pentru El Hamed. Gol! El Hamed reduce diferența. Dinamo revine în meci. Ceva mai mult de 5 minute ne mai despart de finalul acestei partide. Un gol pe care El Hamed îl dedică băiețelului său nou născut. De altfel, El Hamed nu a jucat etapa trecută la Târgu Jiu împotriva Pandurilor. El a fost învoit, a plecat acasă în Israel pentru că soția sa a născut. Hatem El Hamed la al doilea său gol în Liga 1. Hatem El Hamed readuce speranța în tabăra lui Dinamo.